Pe Leo Iorga l-am cunoscut din public la început. Eram student și mergeam la Costinești și acolo cânta compact Holograf Iris, era într-un turneu. Și ulterior am avut bucuria și plăcerea să-l cunosc și personal. Probabil că lumea știe că e o voce extraordinară, că e un muzician foarte bun. Știu o grămadă de piese compact, îmi plăcea foarte tare Leo ca vocalist. După ani și ani, Trenul pierdut, Cine ești tu oare, o grămadă de hituri care încă au același succes și după 20 de ani. Străinătate. Totul reglementat foarte bine, artiștii în vârstă trăiesc foarte bine din drepturi de autor, există această cultură că trebuie să-ți plătești un bilet la spectacol și fiecare artist are publicul lui, astfel încât problemele financiare pentru un artist de succes nu există, ceea ce nu e cazul la noi. Leo, eu sper să ne revedem din nou pe scenă, să fii la fel de energic și la fel de fain cum ești tu de obicei și îți doresc multă sănătate.